ziua, dragi prieteni! Astăzi este o zi mare pentru familia mea. Elisa a terminat facultatea de drept de la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Astăzi are loc festivitatea de absolvire. Sunt foarte mândru de ea, a terminat cu nota 9,77. Este foarte bine, doar pe puterile ei. Vă uitați aici ce frumoasă este. Intrăm înăuntru. Uitați aici ce bucățel frumos. Notari publici, consilieri juridici, practicieni în insolvență, mediatori. Datorită pregătirii voastre, puteți să accesați însă și profesiile juridice, cum ar fi, de exemplu, diplomația sau domeniul administrației publice, locale sau centrale. De asemenea, puteți conduce o afacere în care vă asigur că aceste cunoștințe juridice pe parcursul anilor de facultate prin care ați trecut vă vor fi de folos. Obiectivul dumneavoastră este adevărat că poate fi schimbat pe parcurs și în funcție de șansele și oportunitățile oferite de eventualele specialități și specializări pentru care veți opta în continuare. Astfel, profesiile juridice oferă și din acest punct de vedere un avantaj important, putând fi schimbate între ele. Din proprie experiență, așa cum am arătat și când am început acest mesaj, vă pot spune că după terminarea facultății de drept, visul meu a fost să devin avocat,
A promovat examenul de admitere în profesie, așa cum am arătat 19 ani de experiență. Am făcut tot timpul această profesie cu pasiune și dacă ar fi să fiu la început de drum... Pentru barbă, da? Să susțin un examen pentru barbă. Este un examen foarte greu. Acest examen trebuie susținut din ani de pregătire, din acele internship-uri pe care le menționa domnul Betan Miniță, din ceea ce v-a spus doamna secretar de stat, nu este o muncă ușoară. Ideea este să nu fiți dezamăgiți după un eșec. Fiindcă fiecare eșec va fi un pas înainte pentru dumneavoastră. Curajul. Curajul înseamnă de a spune întotdeauna lucrurilor pe nume. De o manieră tranșantă, de o manieră neechivocă, de o manieră care să vă facă cinste. A fi echivoci nu înseamnă să nu progresați. Toleranța duce de cele mai multe ori la dezastru. În ceea ce privește caracterul, mare poet Eminescu, 1850-1889, așa înțeles că se spune când citește cineva, că se spune când s-a născut, când a decedat, fără îndoială, unul dintre cei mai mari oameni pe care i-a avut România, a făcut o afirmație care probabil și la momentul respectiv era de actualitate. Deci, că inteligențe se găsesc adesea caractere foarte rare. Același lucru cred că se întâmplă și acum. Avem o grămadă de inteligențe în România, dar din păcate, datorită vremurilor, pe care le trăim, suntem obligați să facem rabat în ceea ce privește caracterul. N-ar trebui să facem rabat în ceea ce privește caracterul. Fiindcă caracterele puternice, până la urmă, definesc societatea, în cazul de față, societatea românească. Începeți cu acești trei ce pe care vi-am spus. Consecvența, curajul și caracterul. Mi-ați fost dragi. Sincer, chiar dacă am avut o scurtă colaborare cu cei din anul 4, de doar un an de zile, ne reușim să fi studenți în anul 2. Îl văd pe Corelan, care mă filmează. Și care îi spun că dreptul sportiv este un drept de nișă. Neexplorat de încă. Tu care îmi vin foarte frumos sportul, sportul, ceea ce a terminat cu dreptul, ai putea să te canalizezi în direcția aceea. Bogdan, un tip minunat, un tip profund, un tip aplicat spre cunoaștere, pe care l-am apreciat de asemenea. Frații dinamică, cum le zic eu, de voi. Apropo, la un examen, a intrat unul, și unul a rămas afară crezând că se repetă subiectele. Au greșit. Surorile Kessler. Irina și Ioana. Dar oricum vă știu nici acum care sunteți, nu care sunteți alta, dar vreau la pachet. De asemenea, două studente extraordinare. Doamna Cionca. Deci, Iancu, președinte. L-am mai intrat tot de 10 ori, dar nu este. Bun. Deci, sunteți niște copii extraordinari, sunteți niște copii buni. De aceea, vă fericit și vreau să continuați în viață și să reușiți în viață și poate în tot ceea ce faceți dumneavoastră, vă veți aduce aminte de aceste cuvinte pe care astăzi le-am adresat și de cele trei nuanțe care vi le-am spus, consecvență, curaj și caracter. Vă doresc tot binele. Opinii și învățăm să ne argumentăm acele opinii. Au trecut 4 ani cu bune și cu mai puțin bune. Cu râsete și zâmbete, dar și cu lacrimi în ochi. Cu note de 10, dar și cu restanțe. Am legat prietenii pe viață și am dobândit amintiri pe care nu le vom uita niciodată. Pot spune cu tărie că au trecut 4 ani în
care fiecare dintre noi a evoluat în ritmul său. Iar acum, după finalizarea acestei perioade, putem exclama cu toții, am reușit. Am reușit toate acestea, grație implicării și susținerii a fiecare dintre dumneavoastră cei prezenți în această sală. Astfel că acum se cuvine să aduc un cuvânt de mulțumire conducerii Universității care ne-a sprijinit în diversele activități și proiecte, cadrelor didactice care ne-au pregătit cu drag și dedicație pentru a face față în viața de jurist și nu numai, și nu în ultimul rând cu vouă, dragi părinți, frați, surori, copii, soți și soții, prieteni și așa mai departe, care ați fost alături de noi și ne-ați susținut în toate modurile cu putință. Pentru toate acestea, în numele absolvenților de astăzi și a juriștilor de mâine, vă mulțumesc! Stimați colegi, discursul meu va fi foarte laconic din două considerente. Primul va fi următorul. Totdeauna când eram în public, în locul vostru, îi iubeam la maxim pe acei invitați și pe acei din prezidiu care vorbeau extrem de puțin. Așa că nu voi încălca propriile mele crezuri. Și doi la mână, ca să fiu modest, în calitatea mea de decan de an am lăsat faptele să vorbească, așa încât nu am nevoie de prea multe vorbe, da? Mulțumesc! Completare, un om înțelept spunea cândva că există două tipuri de oameni. Primul tip ar fi acel gen de oameni alături de care îți pierzi timpul, iar cel de-al doilea gen de oameni ar fi acei oameni alături de care simți că pierzi noțiunea timpului. Ambițiile mele sunt destul de mici astăzi, nu mi-am propus să simțiți alături de mine că pierdeți noțiunea timpului, ci doar doresc să vă irosesc cât mai puțin din timpul dumneavoastră prețios. Cei de anul 4 mi-a făcut o deosebită plăcere să colaborez cu voi. Am o doză de regret că ne despărțim, deși la un moment dat, când eram în anul 3, la un moment dat am zis, de-abia aștept să mă văd scăpa de ei, să vin o dată anul 4, însă între timp mi-am schimbat opinia despre voi, chiar a fost o plăcere să colaborăm. Mulțumesc încă o dată pentru colaborarea frumoasă și încep prin a vă striga. Succes în viață și în tot ce v-ați propus mai departe. Sunt profesii care presupun o învățare continuă pe tot parcursul vieții și să dați dovadă de multă perseverență. Domnul decan al Baroului ne-a dat pilda cu ucenicul și maestru care a încercat de mai multe ori până ce a izbăvit și a reușit să-și îndeplinească misiunea dată de către maestru. Plecând de la această pildă, vă sfătuiesc, indiferent că sunteți absolvenți ai Facultății de Drept sau absolvenți ai specializării Poliție Locală, cu siguranță, pe parcursul vieții, veți avea și realizări și eșecuri. Dar să nu vă dați bătuți niciodată. Exact ca și ucenicul, să încercați până veți reuși. Cu siguranță, probabil peste 10, 15, 20 de ani, ne vom reîntâlni și sper ca să vă aduceți aminte de noi, și aici mă refer la toate cadrele didactice care au contribuit la educarea dumneavoastră și pe viitor, să
să puneți în practică tot ceea ce ați învățat pe parcursul anilor de studiu. Chiar dacă au existat preferințe, să spun așa, în rândul studenților, în ghilimele absolvenților, de profesori buni, profesori răi, în sensul că unii profesori au fost mai îngăduitori, alți profesori au fost mai severi cu dumneavoastră, scopul lor a fost același, să vă învețe. Antipatiile și le asumă fiecare, dar, repet, nu au fost făcute din răutate, scopul tuturor cadrelor